Cât oricât să fac o... Ține cont cât ești în set, adică... Păi, minus 2 ori minus 4, nu? Foarte tare! Minus 2 ori minus 4, sigur că da. 2x plus 3 egal cu minus 4 și celălalt 3y minus 4 egal cu minus 2. Nu? Că minus ori minus am zis mai devreme. Mm-hmm. Când sunt de același fel. Da. Sau... Sau 2x plus 3 egal cu minus 2. Da. Și 3y minus 4 egal cu 4, minus 4. Egal cu minus 4, corect. Sau... Sau 2x plus 3 egal cu minus 8. Da. Și 3y minus 4 egal cu minus 1. Da. 2x plus 3 egal cu minus 1. Aha. Și 3y minus 4 egal cu minus 8. Egal cu minus 8. Deci, observăm. Observăm că am adăugat alte situații. Deci, pe lângă N, știi că N era inclus în Z. Da? Înseamnă că, de fapt, noi acum am rezolvat așa în totalitate. În ce mulțime acum? Z. În Z. Mulțimea numărul întregi. Astea sunt toate situațiile. Și acum operăm pe prima. 2x plus 3 egal cu 4. Hai să zicem. 2x plus 3 egal cu 4. Rezultă de aici. Că x-ul nu poate fi. Vedem ce găsim și spunem de ce nu-i bine. X egal de aici cu? X egal cu 2, cu 4, nu, cu 1 împărțit la 2. Deci, 4 scăzut 3, 1 pe 2. Cu 1 pe 2 care nu aparține lui, lui Z. Da? Nu-i numărul 3. Și dacă nu e asta, nu mai continui să rezolvă asta. Da. Nu mai interesa pericolul să fie amândouă x-ul și y-ul de Z. Mergem la cealaltă. 2x plus 3 egal cu 2. Și 3y minus 4 egal cu... egal cu 4, da? Da. Deci x egal cu cine? X egal cu minus 1 supra 2. Așa? Merge foarte clar. Minus 1, ai zis 2 minus 3 fac minus 1. Da. Minus 1 pe 2, care nu este din Z. Și nu te mai interesează și de celălaltul, că tu aveai nevoie ca ambele numere să fie din Z. Acum, 2x plus 3 egal cu 8 și 3y minus 4 egal cu 1. De aici... x trebuie să fie egal cu 5 supra 2. 5 pe 2. Nu aparține lui Z. Și nu aparține lui Z. Iar de aici Y egal cu? Păi, nu, dacă nu ne ieși... Nu te mai interesează, da. Foarte bine. Apoi. 2X plus 3 egal cu 1. Nu. Ne rezultă că X este egal cu minus 2. Minus 2 supra 2. Minus 2 pe 2, care face? Nu aparține lui... 2 pe 2? A, 2 pe 2 mi face 1. 1, dar fiindcă 1 e așa, unu-i așa, face da, minus 1. Deci egal cu x egal cu minus 1. Da? X egal cu minus 1 și acum atac și pe celălalt, 3y minus 4 egal cu 8. De unde rezultă că y este egal? Că 3y este egal cu 18. De ce cu, bă, pai, 12. Așa, pe 3. Și Y egal cu 4. Y egal cu 4. Și ne place, e prima pereche pe care am găsit-o, X-ul și Y-ul, care, pe care, dacă le înlocuim, sigur fac o hoapă, da? Mergem mai departe. Luăm cealaltă, da? Avem încă 4 2 sisteme. X plus 3 egal cu minus 4. Da. X egal cu... Minus 4 plus 3 vine minus 1 supra 2. Încă o dată când am fost minus 1 supra 2. Mai ești, mai repez o dată când nu mi-e clar mie. Deci 4 plus 3, minus 4 plus 3. Minus 3. Minus 3. A, da, minus 3 vine minus 7. Așa, e egal cu minus 7 pe... Supra 2, nu mă aparține lui Z. Nu aparține lui Z. Apoi... celălalt care trebuia să scriu 3y, să ne scrim așa, 3y minus 4 egal cu minus 2, nu te mai interesează da. Câte vreme n-ai găsit aici. Mergem mai departe la 2x plus 3. 3 egal cu minus 2. Da. 2x
egal cu minus 6, x egal cu... 2x egal cu? Minus 5. Minus 5. Și rezultă că x egal cu minus 5 pe 2, nu aparține lui. Care nu aparține lui. Să schimb și cea de-a doua, care era 3y macro egal cu minus 4 și nu ne mai interesează. Mergem la următorul sistem. 2x plus 3. Da, egal cu 8. X minus 8. Da. Egal cu 11 pe 2. Atenție. Minus 11 pe 2. X e foarte important. Că 11 pe 2 e în dreapta, pozitiv, iar minus 11 pe 2 e stânga la 0. Am scris 11 și am zis așa. Așa, minus 11 pe 2. Pe 2. Nu aparține lui Z. Nu aparține lui Z. Apoi, cine era de sub? 3y minus 4 egal cu 1. Cu minus 1, corect. Și? 2x plus 3 egal cu minus 1. Da. 2x egal cu 4. X minus 4. Deci 2x egal cu minus 4. X egal cu? X egal cu minus 4 pe 2. Minus 4 pe 2, care face cât? Minus 2. Minus 2, foarte bine. Minus 2, care este din... Z, da. Da? Îți place. Și atunci te duci și după cea de-a doua. 3y minus 4 așa. Egal cu 8. Egal cu 8. Minus 8. Minus 8, așa. E. Tu ești atent, că eu ce spui tu. 3y egal cu minus 4. Egal cu? Minus 4. Minus 4. Că e minus 8 plus 4, și rămâne minus 4, foarte bine. Și y egal cu 4 pe 3. Egal cu? 4 pe 3. Egal cu? Minus 4, minus 4 pe 3. Foarte important, minus 4 pe 3. Care nu aparține lui Z. Și nu aparține lui Z. Din păcate, ne-am bucurat. Da, de vreme, prima, da. Că nu ne-a dat și cea de-a dat. Amândouă trebuie să fie din Z. Și mai avem ceva de văzut? Nu, am văzut. Din toată analiza asta, n-am găsit decât de un singur sistem care mi-a oferit o singură soluție. Da? Deci, la întrebarea asta care sunt perechile X și Y din Z, care s-a satisfăcut răspunsul. Da? X egal cu minus 1 și Y egal cu 4. Așa este să înțelegem. Singura pereche care ne mulțumește. Aș vrea să ne convingem. Dacă mulțim, hai să facem calculul. X înlocuim cu X cu minus 1. Ok. Da? Zicem? 2 ori minus 1 plus 3. Da. Ori 3 ori 12 minus 4, adică ar veni 8. 3 ori 4, 12. 3 ori 4, ca să vadă toată lumea, minus 4. Și egal, okay. Tu hai lucrăm acum. 2 ori minus 1 vine minus 1. 2 ori minus 1? 2. Minus 2. 2 ori 1. Ca la mulții. 2 ori 1, 2. Și fiind de așa 1, așa, vine minus 2. Minus 2 și plus 3. Minus 3 vine 1. 1 ori? 1 ori 8. 1 ori 8. Păi, vezi tu, chiar așa. Prima am zis că face 1. Uite de acolo la părinte. Da, da. 1. Și cea de-a doua? 8. 8. Și... Din lucru, ne-a dat exact perechea asta, X-ul și Y-ul. Deci e singura pereche. Deci poți să cauți tu până la sfârșitul vieții și nu mai găsești alte perechi. E doar pe acestea. Dar dacă ți-aș fi dat eu așa... Atunci când intrăm în Q așa, da? Și o să ne deie 7 supra 2. Îl accept? Sigur că da. Că Q este mai amplă. Are da? Și numele negative. Deci asta e, Q este mai amplă, le conține pe cele întregi, dar atenție, nu mai putem rezolva ecuația asta în Q. Cât ori cât se facă. Și atât aici mi-ai pus o întrebare foarte puternică, foarte interesantă, de ce mă oblige acum să insist un pic. Vezi? Când Z sau în E n-am putut rezolva noi treaba. Știi de ce? De ce nu ne-am putut gândi la în Q? Pentru următorul, mai dăm încă o dată ieșițiul ăsta. 2x plus 3. 2x plus 3. Ori 3y minus 4 egal cu 8. 3y minus 4 egal cu 8. Eu pe x de unde l-am luat? Ce fel de număr? Din Z, nu? Da. 2 ori un număr întreg, 2 înmulțit cu un număr întreg,
tot întreg ăsta. Da. Da, dacă 2 e 7 minus 3, tot întreg. Plusul număr întreg, toată paranteza asta face număr întreg. Da. Dar dacă ar fost din Q, 2 ori 15 ori 7 vedea o fracție. Plus 3 vedea o altă fracție. Și aici se deducea că ar fost o fracție, din coace o altă fracție, și nu mai spuneam cât ori cât se facă 8. Nu mai aveam șansa asta. Ca să... da. Deci poate foarte tare. Deci în ce mulțime putem face noi treaba? Doar în Z. Doar în Z? Ca să ne întrebăm cât ori cât. Și în N. Și în N. Sigur, dar în mulțimile restrânse. Deci în mulțimile restrânse facem treaba deșteaptă. Altfel nu merge. Lămurit, da? Da. Corect. Bun. Am insistat pe treaba asta pentru că lăsam să se înțeleagă că dacă am fi zis în Q, am fi acceptat și celelalte rezultate ca fracții. Aici era pericolul pe care tu mi l-ai semnalat. Că eu asta nu punctasem foarte bine. Deci motivul pentru care zic în Z este că X-ul și Y-ul sunt din Z. Da. Și eu știu că 2 ori un număr întreg plus 3, deci în operație mulțumesc un număr întreg și rezultatul este un număr întreg. Deci tot un număr întreg. Și zic, cât ori cât ca numere întregi sunt de 8. Cine ori cine. Și de ce am permis să iau toate variantele, divizori acolo văzând cât ori cât se fac 8. Da? Da. Deci asta rămâne literă de lege pentru noi. Acum, tot în mulțimea numerelor naturale, pardon, întregi, aș vrea să rezolvăm exercițiul următor. Zicem așa. Ia să văd dacă pot să-mi permit eu asta. Hai să zicem. 2x plus 1 totul la pătrat plus 3y minus 7 totul la a doua să facă rezultatul ăsta să dea 2. În Z. Deci X-ul și Y-ul în Z. Să rezolvăm ecuația asta în Z. E ecuație cu două necunoscute. Dar fiind mulțime restrânsă, avem șanse. Da, păi știm că... 2 ori un număr întreg. 2 ori un număr întreg plus 1 ori trebuie să dea 0. Nu, trebuie să dea tot un număr întreg. Da. Tot o număr întreg, da? Da, și 3y minus 7, tot o număr întreg. Dacă ăsta e la pătrat, un număr întreg la pătrat, și adunat cu alt număr întreg la pătrat, să facă 2. 2 e 1 plus 1. Nu atâta. Da? Sumă de două pătrate perfecte. 2x plus 1 nu poate să ne dea 0. Deci 2x plus 1 nu poate să facă 0. Mm. Deci obligatoriu de aici, din egalitatea asta, fiind lucrăm în Z. Nu se... Ba da, că am un variantă 1 plus 1. Păi da, dar n-am... Acolo ar trebui să-mi dai tu x plus 1... Egal cu? Egal cu 0. Egal cu 1. Nu? Asta se fac 1. Tu 1 la a doua, faci 1. Da. Și din coace se fac tot 1. Tot 1. Deci numai varianta asta, 1 plus 1 o să facă 2. Uh-huh. Deci de aici, lucrând în Z, înseamnă că am x egal cu 2x 0. Plus 1 egal cu 1, 2x plus 1 la pătrat egal cu 1 și neapărat 3y minus 7 așa, egal tot cu, egal cu 1. 1 la pătrat, da? Da. Ei, șmecherie este așa, dacă la pătrat face plus 1, de aici cât poate să fie? X egal 0. De acord cu asta odată, dar poate să fie și minus 1 toată asta. Când minus 1 ori minus 1 ori minus 1, fac plus 1. Deci sunt două posibilități. Că e la a doua. Adică prin el însuși înmulțit. Păi n-are cum să ne dea acolo minus 1. Noi punem, de aici rezultă că 2x plus 1 egal cu plus minus 1. Adică două posibilități. O dată cu plus 1 și o dată cu minus 1. Și cealaltă? 3y minus 7. Ei, aici merge doar cu minus 1. Tot așa o să spun, că tot la pătrat. Egal cu plus minus 1. Noi nu știm. Noi nu știm care vor oferi
rezultate concrete. Și de aici aș vrea să văd eu ce combinații îmi faci tu acolo, încât să am mai multe variante de rezolvat. Odată 2 plus 1 îți facă plus 1. Plus 1 și așa cu minus 1. Și la fel și ăsta, da. Două variante. Poți să le pui pe toate, da, combinațiile. Te rog. Deci aș avea 2x plus 1 egal cu 1. X plus 1 egal cu 1. Dincolo luată pe 3y minus 7 egal cu cine? Păi... tot cu 1. 1. Da, cu 1 s-o luăm. Apoi, 2x plus 1, plus 1 să fie tot cu 1, da. Dar celălalt, 3y minus 7, așa? 3y minus 7 face minus 1. Da. Și continuăm. Sau alte variante. 2x plus 1 să fie egal cu... 2x plus 1 să fie egal cu minus 1. Corect. Și 3y minus 7 să fie egal cu 1. Egal cu? 1. 1. Și sau 2x plus 1. Da, 2x plus 1 egal cu minus 1. Exact, și 3y minus 7. Și 3y minus 7 egal cu minus 1. Exact. Și acum le analizăm de fiecare parte. Care vor furniza soluții. Să zicem, prima, ce dă la prima? Păi, la prima ar fi trebuit ca x egal cu 0. Deci vine 2x egal cu 0, x egal cu 0 și îți place. Da. Doamne ajută să se întâmple și dincolo. Da, 3, se întâmplă. 3y minus 7 egal cu 1. Mă duce spre, vorbește tu. Mă duce spre 3y egal cu 8. 8. De unde rezultă că y-ul? Y-ul nu aparține lui z. Egal cu 8 pe 3, se bate toată lumea. Care nu mai este număr din 0. Deci nu mai este număr din 0. Vezi? Prima nu mi-a oferit nicio soluție. Merg mai departe. Păi singura care o să meargă va fi... Bine, asta următoare va merge. Deci vine x egal cu... x egal cu 0. X egal cu 0. Știm bine că este aceeași de înainte. Și, și 3y minus 7 egal cu 3y minus 7 egal cu minus 1. Și y egal cu 2. De unde rezultă că ai zis repede 3y egal cu... 7 scăzut 1, 6. Adică y egal cu? Cu 2. Y egal cu 2. Vezi? Am găsit o primă pereche. X-ul egal cu 0 și y egal cu 2. Ne place asta. Mergem mai departe. Să mai analizăm pe celelalte variante. 2x plus 1 egal cu minus 1. Asta ce rezultă? X egal cu? X plus 1 egal cu minus 1. 2x egal cu 0. Atenție! Deci minus 1, minus 1, minus 2. Minus 2, da. Nu se poate. Adică? De ce? Cât este x-ul de aici? Păi x egal minus 2 pe 2. Așa? Adică 1. Minus 1. Minus 1. E bun. De ce nu? Noi lucrăm în z, am zis. Și... să vedem ce ne furnizează și... Păi știm că 3y minus 7 nu ne-a dat... 3y minus 7... Când am evaluat prima dată, noi 3 și n-a dat... egal cu 1 și atunci y egal cu cât? 8 pe 3 care nu mai este din z. Și din păcate, dacă ăsta este din z, dar celălalt nu-i, amândouă trebuiau să fie. Și în sfârșit... ultima merge la amândouă, pentru că... 2x plus 1 egal cu minus 1... 2x... plus 1 egal cu minus 1, de unde rezultă că x este egal cu minus 1. Da. Și 3y minus 7 egal cu 1, de unde rezultă? Minus 1. Minus 1. Rezultă că y egal cu 2. Y egal cu? 2. Cu 2. Vezi tu? Am găsit din analiza asta două perechi de numere. O primă pereche este 0 și 2. Și cea de-a doua pereche este minus 1 și 2. Cine nu făcea așa asta analiză riguroasă, s-ar fi mulțumit să zică 0 și 2, pentru că spunea, eventual fac 1 și 1, da? Fără să ia și pe minus 1. Și mi se pare că chiar asta, când iei una așa și una așa, ia să vedem, care de aici, unde... 1, 2, 3, 4.
De unde am obținut-o noi pe asta? Asta de aici, nu? Da, da. Când asta una e într-un fel și alta în cealaltă. Mm-hmm. 1 și minus 1 mi-a dat soluție și mi-a mai dat ultima care a fost amândouă cu minus 1. Minus. Vedeți? Dacă nu le prindeam pe acestea, în toate posibilități, spunea că chiar nu are nicio soluție. Luam 1 și 1. Și 1 și 1 nu dădea nicio soluție. Și spunea, am făcut perfect. De ce? Păi și cine două numere adunate la pătrat să facă 2? 1 și 1. Da? Și spunea 1 și 1. Și nu plus minus 1. Suntem în Z. Te chiaram doar în N. Era dacă ar fi fost numai în ien, ar fi fost 1 plus 1. Dar în Z, fiindcă suntem cu posibilitatea asta ca aici să fie și cu numere negative, deci 1 sau minus 1, că la a doua, ce înseamnă minus ori minus? Da. Și fac plus. Deci acestea sunt lucrurile foarte frumoase, interesante. În concluzie, eu mi-am permis să mă duc spre două exerciții frumoase, interesante, și în care am făcut, dacă vrei, un antrenament destul de bun la semne la algebră. Că noi am, rezolvând ecuațiile, chiar asta am făcut în practic. Dar ce am mai făcut în plus? Ne-am dus și la divizorii lui 8 acolo. Toate posibil. Toți divizorii, dar nu numai aia cu plus și cu minus. Da. Ne-am dus la o serie de ecuații. Am explicat de ce lucrul în Z e posibil să mă conducă, deși are două necunoscute. Da. Dar am șansa asta. Așa, da, că știu că poate să ne ieși cu minus. Da? Deci, de ce pare foarte interesant. Vedem prima ecuație încă o dată. Era așa. 2x plus 3. 2x plus 3. Totul pe lângă. 3y minus 4. Egal cu 8. Dragule, dacă tu ai fi văzut așa. 6xy minus 8x, deci 6xy minus 8x plus 9y minus 12 egal cu 8. Păi știam că 6xy egal 6 ori x și 6 ori y. Da. Și deci dacă eu, fii atent ce șmecheriță, cu ce șmecherie vin eu acum. Deci dacă exercițiul ar fi fost stricat, așa. Eu am făcut doar înmulțirea două paranteze. Primul se mulțește cu amândoi. Și 2x ori 3y fac 6xy. 2x ori minus 4 fac 2x ori minus 4 plus cu minus fac minus 8x. Și am terminat cu 2x, da. Că am mulțit. Da. Și acum urmează 3, celălalt 3 termen. 3 ori 3y, 9y. 3 ori minus 4, minus 12, egal cu 8. Și asta scrie așa, 6xy. Minus 8x plus 9y egal cu 20. Să spui că tu vedeai așa. Să se rezolvi ecuația asta în Z. Ai spus așa, cu o singură relație și cu două necunoscute, nu pot face. Deci dacă dădeam ieșițul așa, era foarte dur. Era greu. Și atunci visai la mai ce bine ar fi dacă aș vedea două paranteze și întotdeauna să fie... Nu știu, nu am mai făcut o dată așa. Deci ne întoarcem înapoi, da? Și zic așa, în prima să fie numai cu X și la doua să fie numai cu Y. Și zic, cât ori cât să facă 6? 2 ori 3. Sau 1 ori 6. Nu știi cum să decizi, dar tu mergi pe început cu 2 și 3, da? Da. Deci zici 2x și te face 3y. Sau tot atât de bine puteai să spui 3x aici, da. Și 2y. Deci punem și așa. Că tu nu știi, ești la etapa dictatorare, da. Din cercări. Și aici ce să pui? 3x. Și aici 2y. Acum controlul îl faci. Acest 2x se mulțește cu cineva în partea asta, da? Și se face 8x. Păi 4. Neapărat. Minus 4. Că 2 ori minus 4 fac minus 8. Minus 8. Și acolo ca 3, ar trebui și 3. Ca să fac 9, 3y plus 3 obligator, da? Da. Plus 3. Iată că șmecherie e construit-o
te-au dirijat ăștia doi, da? Minus 8x și 9y. Dar avem la mulțirea 3 ori minus 4, ca să termin totul de mulțire, îți dă minus 12, da? Da. Și tu ai 20. Și atunci pe 20 îl strici. Și îi pui minus... din el 12. Așa, și rămâne 8. 8. Deci minus 12, care este prezent, și atunci va face aici egal cu 8. Da. Că la mulțire... 3 ori 4. 3 ori 4 face minus 12. Asta o formă de tatonare, dar dacă ești mai șmecher, spui așa, hai să regrupăm pe ăsta 2 și pe ăsta 2. Din ăsta să scoatem un factor comun, ce X. Crezi? Că se găsește și fiecare X, X, da, da, și încă ceva. Și 2. 2X, da? Da. Deci aș spune așa. N-am mai analizat-o pe asta, dar tu ai înțeles că din analiză probabil nu va merge. Da? Da. Dar... ca să nu faci pe bâșbuite, cum am făcut-o eu acum, cea mai deșteaptă este așa, grupajul. Deci, aceste două grupate, și am zis că scoatem factor comun pe? Pe 2x. Zicem 2x pe lângă. 2x pe lângă. 3. 3y, nu așa? Mm-hmm. 3y. Minus? Minus 4x. 4, că x-ul a fost scos. Da, 4. Da? Minus 4. Și zic acum, visez, ce bine ar fi să scoți și de aici în factor comun. Ceva. Ceva. Și să dea aceeași paranteză, 3 minus 4. Și ce să scoate din aceea? 3. Deci vine plus 3 pe lângă. 3 pe lângă. 3 y minus 4. Minus 4 și... egal cu 8, da? Da. Ce fericitești când vezi aceeași paranteză. Și acum zici, păi pe tine te mai scot odată în factor comun dintre ăștia doi. Veni 3y minus 4, 4 totul paranteză, da, pe lângă din primul rămas 2x plus 3, plus 3 egal cu 8. Și ajungi mult mai deștept, nu? Da. Da, dar am avut eu o baftă când am lăsat așa. Că dacă eu stricam și îl duceam pe minus 12 în partea dreaptă și tu vedeai numai 20, 20. Deci ce să mă fac, că nu am decât un singur termen. Da. Nu-i nimic. Te-ai concentrat aici, ai scos în factor comun. Și acum ai văzut paranteza care este 3y minus 4. Vroiai să apară tot 3y și atunci ți este stimulată gândirea spre un 3 să dai în factor comun. Și ca să dai un 3 în factor comun și îți apare 3y minus 4, 3 ori 4 fac 12, minus 12. Și atunci pe 20 îl rupi. Și zici, minus 12 care îl pui în partea asta, da, și rămâi doar 8. Deci te întorci tu. Ce să fac eu? Să mă întorc înapoi. Așa, îți faci tu rost. Din deci termenul liber care era 20 aici, muști din el 12, că asta te interesează, te duci în partea stângă și îți rămâne doar 8. Vezi? Deci un astfel de exercițiu, recunoști, este destul de dur. Da, dar dacă eu, de exemplu, nu scoteam 12 și scoteam alt multiplu de... De unde? Din primii doi? De 20. Deci aveam relație 6x minus 8x plus 9y egal cu 20. Așa. Dacă eu scriam 6x minus 8x plus 9y minus, nu, ba da, plus 9. Așa, 2y plus 9. Minus 9. Minus 9. Minus 9 egal cu 11. Bun. Și când ne scoți pe 9 factor, vine y plus, y minus 1. Și nici te interesează, nici te interesează, că pe mine te interesează să apară 3y minus 4. Da. Deci vezi că e telefonată, că tu stai, cum spui, concentrat pe ideea ca să faci jos de paranteza a doua. Că toată bătălia care o duci este ca, după ce scoți în factor comun, să apară tot 3. Deci tu trebuie să zicem, pe 3 trebuie să scoți în factor comun, că din 3 ori, 3 fac 9 aici. Și 3 ăla, cu cine să înmulțesc ca să, cu minus 4, ca să fie aceeași parte, 3 ori 4, 12. De aceea tu te duci și îți lipești minus 12. Chiar. Vezi? Că dacă ne luam 9, nu avea sens. Nu-ți place, nu-ți trebuie minus 9.
12 dacă... 12 e deștept. Da. Da, îți face serviciu bun. De aceea te concentrezi pe chestia asta. Deci nu e la întâmplare. E un... exact. Da, tu tragi de 20 ăla, să rupi în două, dar nu oricum, ci așa fel încât să-ți fie de folos. Da, să mă ajute să reușesc să scad la paranteză. Asta e, asta e poanta. Da? Iată, eu nu întâmplător m-am dus la ieșitul anterior. Pentru că în varianta care îl găsești mai complicat, este asta. Da. Când ți-l dă așa autorul îndrăguț, cât oricât să facă 8, iei toate variante și ai văzut că mergi foarte bine. Dar ca să ajungi acolo, la, pe bușbuite ai văzut, merge și pe bușbuite, dar trebuie să fii inventiv. Da? Dacă nu... Dacă nu, atunci construcția riguroasă este asta. Când riguroasă, adică cu obiectiv. Dar și aici ești inventiv. Hai să spunem că și aici trebuie să fii inventiv. Ca să-ți faci rost de... Dar știi sigur ce trebuie să faci. Trebuie minus 12, acela obligatoriu. Din coace, parcă nu se vede, vede un singur termen. Știi că trebuie să muști din ăsta ceva să duci în stânga. Dar cât cum urmează jocul acela, ai văzut că l-am rupt noi într-un fel, însă mi se pare mai interesant așa, da. Că scoți, vezi și factorul comun, vezi, e o lucrare foarte interesantă. Apoi știi că în perspectivă tu mai vrei încă o dată paranteza să o întâlnești încă o dată, ca să o scoți un factor. Da, să o reuși. Da, e fain. Din coace, este analiza care o faci, ai văzut, 2x ori 3y sau 3x ori 2y. Da. Și aici, când te duci pe varianta asta, n-am mai analizat-o noi, vei vedea că nu-ți iese jocul. Da. Pentru că 3x, oricine din partea asta, să facă 8. Nu, e imposibil. E imposibil. Și atunci pic asta. Da. Vezi că ai și contra. Și pe asta mi-e și asta îmi pace, îți place ca idee. E deșteaptă și asta. Da. Da? Că ce-ai făcut după ce l-ai construit pe minus 4, și respectiv pe 3 aici, vezi că 3 ori minus 4 fac minus 12 și atunci de unde îți faci rost de minus 12 și alături? De la 20 și... Și te duci urmați doar 8 acolo, da. Ai tu niște ieșiții la care te oprești? Câte ceasul? Da, vine singur? Da, am vrea mai da. Da, mai târziu. Să știi că ajunge timpul să scurge. Așa văd, ne trezim cu ei. Corect. Mare. Așa ca să-ți placă și ție, să-mi placă și mine, să-mi duc și eu. Ia să vedem acolo. Așa. Bun. Uite, uite, să calculez suma asta. Să se calculeze suma. Zicem așa. Să calculăm suma S egal cu 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus puncte puncte plus 101. Egal cu. Păi eu să am 1 minus 2 tot minus 1. Bun.